Ne-am așezat din nou pe canapea în Ford Store Băneasa pentru că Bratu are niște întrebări despre două modele care au primit facelift pentru 2022. Modele foarte importante, atât pentru piața europeană, cât și pentru România. Stăm de vorbă cu Ștefan, care ne va da toate detaliile. Avem Fiesta și Focus îmbunătățite facelift. Ce înseamnă asta? Fiesta și Focus sunt două dintre cele mai longevive modelele Fordului. Fiesta a ajuns la generația 8, Focus la generația 7. Hai să nu spunem îmbunătății. Da. Mai degrabă, mașina își păstrează trăsăturile de caracter. Aș vorbi de câteva retușuri. Le oferă mai multă expresivitate. Vorbesc la plural pentru că ambele primesc cam aceleași modificări. Capota, grila superioară, grila inferioară sunt modificate, aducând exact ce am spus mai devreme, acea expresivitate. Ce este de subliniat este accentul pe care Ford o să-l pună în următoarea perioadă pe motorizările electrificate. Și aici vorbesc strict de motorizările MHEV, care au la bază oscarizatul motor EcoBoost de 1 litru de 125 de cai. Okay. O să apară și versiunea de 155 de cai la Focus. Multă tehnologie, aici Focusul este preferatul Fordului pentru că integrează cu noul facelift cam toată tehnologia pe care Ford o are disponibil. Și aici vorbesc, dacă fac o paranteză și aș putea aduce aminte de conceptul inițial, Ford Copilot 360, unde chiar avem toate sistemele integrate. Un asistent personal care stă cu ochii pe tine. Okay. Vom avea standardizate sistemele de infotainment, o apariție nouă la Focus, iarăși menționez generația 4 a SYNC-ului, care aduce o multitudine de facilități, conectivități suplimentare cu utilizatorul. Iată că SYNC 4 ce face? Îndepărtează toate butoanele, inclusiv pe cele de climatizare și pachet de iarnă, și integrează în acest SYNC 4, care vine, să mă laud puțin, cu cel mai mare display din gamă, din clasă, un display de 13,2 inch, extrem de intuitiv, mult mai rapid, cu foarte multe funcții auxiliare. Se păstrează conectivitatea prin cele două programe deja dezvoltate, Ford Pass, care primește două noi funcții inteligente. Aici aș menționa pe cel de a avea o asistență non-stop în caz de furt, un lucru extrem de important. Okay. Și nu numai, ci și atenționarea proximității a vecinilor, adică dacă o mașină Ford pățește ceva, ești tu ca utilizator de Ford, vei fi atenționat. Notificat. Astea sunt câteva dintre mențiunile legate de noutățile produsului. Acum, sunt multe de spus. Aș fi preferat să reluăm discuția asta în ianuarie, februarie. Facem acum, am premieră, nu-i nimic. Ok. În ianuarie, ambele modele vor intra în producția de serie. Da. Ok. Și cam astea sunt informațiile de care dispunem în acest moment. Deci putem zice că în primăvară oamenii vor putea veni în Ford Store să vadă faceliftul live. Exact. Comenzile se pot prelua de acum. Asta este un lucru, adică... important. Foarte important. Și da, începând cu luna ianuarie, producția celor două mașini există. Promisiunea existenței unui stoc de inițial de lansare. Da. Dar până atunci mai sunt niște luni de trecut. Niște luni de trecut, exact. Bine, mulțumim foarte mult, Ștefan. Frumos. Închidem discuția aici despre Fiesta și Focus Facelift 2022 și ne revedem imediat când o să vorbim despre conectivitate și SYNC, chiar și mai amănunțit.